este oficial, rămâne în picioare suprataxarea contractelor part-time. După multe polemici politice, CCR a decis pe 14 decembrie că această suprataxare este constituțională. Prin urmare, președintele Iohannis a promulgat legea de adoptare a celebrei ordonanțe 16. Antreprenorii au acuzat că guvernul a decis supraimpozitarea contractelor part-time fără să țină cont de situația economică. Guvernul și PSD s-au lăudat însă că vor dispărea contractele gri. Radu Benea, antreprenor din Timișoara, îți spune că va întâmpina dificultăți din cauza multiplelor schimbări legislative. În momentul de față, pe lângă criza energetică, inflație, dacă intervenim și în codul fiscal și facem, nu știu, adică venim cu niște creșteri de taxe, nu ajutăm deloc mediul de afaceri. O să facem, ne pun noi ca și antreprenori, suntem într-o situație în care nu putem garanta clienților noștri contracte ferme pe viitor. Dacă discut de domeniul de activitate al serii de evenimente, ne este foarte greu să stabilim un preț pentru un eveniment pentru anul viitor, ținând cont că nu știm exact unde ajungem cu inflația și dacă venim și cu creșteri noi de taxe, e clar că acele prețuri va trebui să crească. E păcat că tot consumatorul final și clientul final plătește toate aceste creșteri de taxe. Și de multe ori pun anumite business-uri într-un impas, poate chiar într-o insolvență sau într-un faliment.